Sărbătoarea nașterii Domnului a fost prilej de comuniune în rugăciune și prăznuire pentru credincioșii români din Oslo. În zi de praznic, aceștia au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, în Paraclisul Episcopal în viera Domnului și Sfinții Ioan Valahul și Halvard Norvegianul. În cuvântul său, ierarhul a arătat că prin taina nașterii pruncului Hristos este arătată iubirea lui Dumnezeu pentru oameni. Taina nașterii și ascunderea slavei celui născut în trupul circumscris și vulnerabil al unui prunc ne arată modul cu totul surprinzător în care Dumnezeu alege să privească și să se apropie de omul rănit de păcat. Nașterea Domnului marchează o radicală răsturnare a ierarhiilor și valorilor umanității căzute, a cărei existență gravitează în jurul puterii, grandorii și plăcerii, pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții. Cele nevăzute și nebăgate în seamă ale lumii devin cele mai depreți înaintea lui Dumnezeu. Nimeni din Betleem n-a avut ochi pentru a distinge în smerita fecioară ce sta să nască pe însă și Maica Domnului. Nimeni nu a avut ochi să vadă mai mult în acel prunc, cu excepția celor trei magi veniți de departe și a unor simpli păstori locali. Taina nașterii ne mai arată de asemenea iubirea gingașă discretă deligată și nemărginită a lui Dumnezeu pentru om. Ne arată cum coboară acesta, după fiul său Adam, până în genunia iadului, dându-se de bunăvoie morții, făcându-se asemenea lui, pentru a-l răscumpăra și a-l trage înapoi în cer, pentru a-l face asemenea lui. După Sfânta Liturghie, ierarhul a săvârșit taina Sfântului Botez pentru un tânăr norvegian. Sunt foarte bucuros pentru slujba de astăzi, fiind botezat de către preasfințitul Părinte Episcop Macarie în Biserica Ortodoxă. Astăzi, de Crăciun, când se naște Mântuitorul Hristos, m-am născut și eu din nou. La final, preasfinția sa a oferit daruri copiilor și dinerilor din parohie.